În ciuda multor manifestări și multor atracții care sunt astăzi în Sibiu, sunteți alături de noi și pentru că sunteți alături de noi, o să vă invit să faceți un lucru. Aici, pe scenă, avem două produse, două aparate de bucătărie ultra-profesionale. La sfârșitul zilei de mâine, doi dintre voi or să câștige aceste aparate. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți la colegele mele care deja se află printre voi, să luați saloanele, să le completați, să le introduceți în urnă și o să vedeți mâine după masă cine câștigă. Peste tot s-au câștigat, deci nu plecăm cu ele acasă, de-aia le-am adus ca să le lăsăm aici la proprietarii lor de drept din Sibiu. Sare piper în continuare, sare piper, vezi și tu cam eu cum stă cu pastele. La mine am cam mult apă. Lasă că se evaporă. Rămâi cu așa, tigaia. Așa, doar Nu, ești bine. Rămâi cu tigaia ta, că ai și ideea să gătim după ureche, să ne bazăm pe audiție și nu pe gust în momentul ăsta, pe vizual. Adică mă facă tot amestec de aici, da? Okay. Mă facă tot amestec de aici. Nu, chiar amestec. E important să evapore apa. În felul ăsta, apa care e acolo în exces, o să umple pastele, să le fiarbă. El are și mișcarea asta, se pierde rapidă, da. Aia cred că aia nu, nu te bagi la aia. Ok. Bagă-te la amestecare, că uite, vezi, asta face și Flori. Mestecă continuu în paste, în pastele cu bacon și cu zeama de paste. Asta e o chestie pe care e bine să o învățați și să o rețineți când faceți paste. Nu aruncați apa de la paste, nu faceți metoda inversă de a șurge pastele în deasupra unui vas și să aruncați apa. Păstrați-o că nu se știe niciodată când se sec, când ai nevoie de da. Am primit o glumă scrisă de azi și am zis să o fac. Bun, fii atent. Domnul Dumitrescu a trecut la ouă. Sunt pastele fierte. Okay. Bun, hai să vedem și noi dacă îți fierte pe gustul tău. Ia o furculiță, ia un ce trebuie că e bine, pune pe fund acolo, pe tocător, îmi cer scuze, dar la mine în Moldova așa e. Pe tocător, sau fier? Sunt excelente. Excelente. Dacă sunt excelente, atunci hai să trecem la următorul pat. Adaugă cu încredere gălbenușurile și aruncă peste cu multă, multă dorință parmezanul ăla. El are niște mișcări artistice. Să vedem că e arhitect. Da, nu le-a dat drumul, le-a dat drumul într-un ritm normal. Bun. Și repede parmezanul. Nu, și parmezanul toate la un loc. Totul. El a pus toată punga, pune și tu că e bun. N-am pus toată punga, am pus numai puțin. Bun, noi am pus toată punga. N-am pus toată. Nu toată punga, asta mai rămas și acolo. Bun. Amestecă bine acolo, mai asezonează cu puțină sare, piper, ce alte praful mai vrei tu? Poftim, Alex? Poftim? Alex. Cu tine are treabă? Da, acum am treabă cu Alex să facă porțiile de gustare. Am înțeles. Noi amestecăm acolo, uite, să reușim să omogenizăm parmezanul ăla care a rămas cu bulețe așa, dar îl spargem. Gustă un pic de sare de piper și vedem imediat ce gustare. Dă-i acolo cu încredere să se evapore apa, că aici în rest suntem aproape bine. Hai să zic un secret. Aproape bine. Și care este de ce a zis aproape bine? Că ale lui au apa evaporată. Am observat și arată bine. Stai, nu mă lua, nu mă provoca. Trebuie să ajung pe Tudor aici. Stai așa să vedem. Și încercați să faceți lucrurile pe care le-ați văzut aici făcute de Florin, să păstrați apa, să adăugați, să faceți un sos. Nu știu câți dintre voi au făcut asta când ați gătit paste. Ați făcut asta? Ați prăjit baconul și ați adăugat vreo apă? Să ridice una cine a făcut. Eu niciodată. Doi. Deci iată proporția. Încercați și faceți-o mai des. Lăsați-vă surprinși de ce poate să iasă și aveți încredere că lucrurile pot funcționa foarte bine. Cum suntem? Tudor! Uite, a început să se elimine apa. Ai pus gălbenușul? Da, am pus și gălbenușul. Trebuie oprit focul. Dar ai oprit focul? Bineînțeles. Opa! Ia nu se iasă bine. Bun, dă-i oprit focul. N-am văzut mișcarea atât de rapidă când a oprit focul. Când ai oprit focul? De mult? Imediat ce am pus gălbenușul. Ei, noi am vrut să ne asigurăm că sunt bine făcute și le-am mai lăsat. Aș făcut o omletă, practic. La voi e omletă, deci... Tudor iubește omleta? Omule, uite, bagă-le și pastele de gustare.
E ok. Ai pus ceva verdeață, n-am văzut. Dar nu, lasă să vedem și farfuria ta. Nu, că am aruncat la degustare. Nu. Am aruncat la degustare, să mă deja am văzut. Da, serios, pe n-am. Hai să vedem să-l ajutăm și pe Tudor cu un aranjament. Ai văzut, Florina a luat așa o gambă cu încredere, tocmai aia, că n-ai văzut, zic eu. Da, s-a gătit-o. S-a gătit-o un pic. Să nu fugă, ține-i în lan, să gătei, da? Ține acolo bine în lan. Între timp, Florina a pus pastele la fier, ceea ce te sfătuiesc să faci și tu, după ce vei... Gata, e bine, e bine, eu îți spun cam ce... Cam cum ar... Nu, nu trebuie să-l toci. Nu. Eu îți spun exact ce a făcut Florin. Așa. Bun, ia pastele, da? Și îi pune cam jumătate de pungă. Hai să te ajut. Foarte de astea mele. Gata? Da. Bun, e bine. Jumătate de... Da? În apă, pune jumătate de... Cam așa, stai așa, să apreciez. Da, cam jumătate de pungă a pus el, pune și tu. Bun. Pune și niște sare, după aia în apă, să ne asigurăm. Hai pune, că nu pui de la tine. Pune liniștit, da, așa. Bun. Adaugă niște sare. Să știi că dacă Florin nu vor, nu pune. Dar am voie să vorbesc, asta e formatul, nu pot să explic nimic pentru că trebuie să... Da, nu, dar mai zici tu o glumă, mai zici ceva. E o glumă despre actori. Glumă despre actori? N-ai, nu-i nici pe glumă. Bun, aici se încinge chestiunea, iau, stai o liniuță de 2 cm, 2 degete de un. Direct, stai el așa, direct. Nu, nu vrei așa, nu. Bine, cum vrei tu atunci, da? Cum vrei tu? Două degete așa de unt, da? Pe care te rog să le arunci cu încredere. Mă rog, da, e bine așa. Deci acum te vezi cu plăcolul? Nu, n-am ajuns. Da, n-am ajuns. Bun, așa, dă-i cuvântul acolo. Dată să te... Nu, atâta, e bine cât ai pus. Între timp până se uzul se topește, ia somonul și tai o bucată din somon. Da? Ia să vedem, îți spun cam cât a tăiat Florin, a tăiat un sfert din el, adică așa, exact în așa, pe care l-a tăiat în cubulețe, bucata aia, mă rog, cuburi, nu cubulețe, cuburi, cubulețele sunt niște cuburi, așa, iartă-mă, ca niște cuburi, bun, tai el cu încredere, așa, și mai fă o schemă, între timp, după ce tai cuburile de somon, pune, te rog, brocoli alături de usturoi în tigaie. Dă-le drumul în tigaie. Așa, dă-le drumul în tigaie. Bun, și la brocoli, am zis ieri că ele trebuie amestecate, cred că e de ajuns brocoli, după părerea mea. Și da? Cu ce amestec? Uite, aici dă-mi voie să-ți arăt, aici ai toate instrumentele pe care le are și Florin la dispoziție. Amestecă cu încredere acolo, să prindă, dă-i cu încredere, cu încredere, așa. Ca și cum ți-ar plăcea ce faci. Că dă-i cu totul, așa. Ați de seama, vei cu brocoli și probabil de aici... Nu-i place și amestecă așa doar deasupra, fără să se implice foarte mult. Bun. A, ești relaxată, de cu mâna, e bine, bun. Da. Vreți să vă și gând ceva? Ce anume? Vreți să vă și gând ceva? Da, liniștită, dacă vrei, da, chiar nu, să vă spun. Da, nu, că n-am chef acum.
Păi și atunci de ce ne întrebi? Păi, da, nu mă pune... Vreți să mă gândi ceva? Da, ar fi interesant. A, da, nu știu. E ca ciorba de burtă, gătesc, dar... Nu iese. Nu iese, e origine. Bun. Hai că te mai ajut eu aici să nu se prindă. Ca să... Aruncă și... Aruncă tot aici, nu? Trebuie să-mi aduc aminte exact dacă Florina a pus ulei. Ai pus și ulei? Pare. E complicat? Nu. Nu e complicat, așa da, când cineva face rețeta și cineva doar execută mișcarea, e cel mai simplu. Acum tot ce trebuie să întâmple este practic să se fiarbă paștele și să se elimine din apă. Din când în când mai verifică paștele, ca să vedem... Eu ții să mă trebuie și lăsați în care... Mai bine, ține cu ce te ocupi, Alexandra, până în alta. Sunt studentă, am atât la facultatea de inginerie chimie în alimentație. Ești la biologie, la alimentare. Și ce te depășește să fii mare? Astea, inspectorul pe ce? Da? E adevărat, nu ai nevoie să fii inspector, e ok. Da, dar e foarte bine că știi și procedeul termic, procedeul de gătire. E foarte bine. Masteratul urmează acum la Cluj, pe business hotelier, deci ca să aveți primit pentru terminat. Am înțeles, deci care aveți pensiuni, puneți-ne în ordine, că în 3 ani Alexandra îi dă treabă. Știi că în domeniul ăsta ai două posibilități, ai o cătărie, o răspătărie, adică sală sau cătărie. După ce se... Pe ce te duci? Eu cred că duce spre bucătărie la verificat, așa știi? Acolo e stilul, după câte aici. Și mai ales dacă aveți restaurante și faceți ciorbă de burtă, gândiți-vă că un inspector OPC trăiește o dramă, o traumă vis-a-vis de ciorba de burtă și nu o să fie fericit dacă găsește ceva în neregulă. Hai să vedem cum stăm cu masele. Cum crezi că... Mai verifică din când în când, că noi vorbim, dar ele sunt chef, crede-mă. Ele își urmează tot. Tot mai trebuie. Da. Bun. Hai să mai dăm niște lemne pe fond. Da, fie facem. Ce facem? Dar să... da, trebuie să le pun toate pasele. Nu, nu. Sunt de ajuns. Părerea mea e că sunt de ajuns. Da. În principiu, exact ce am zis, apa trebuie să fie exact acolo, la nivelul ingredientelor. Nu să le să plutească în ele. Vezi că noi găsim un pic diferit. Un vid, dar nu putea să-mi dau. Din ce? Din vid? Nu, nu vid. Un hint? Nu. Un trist? Am greșit eu cu gustul. Asta nu se mai separe. Gărbenușurile de... Am oprit și totul s-a separat. Am făcut chestia care nu înțeleg. Am amestecat, am adus la aceeași temperatură și tot le-am făcut separate. Eu cred că Dumnezeu. Eu cred că, da, nu, e un zeu al ciorbei de burtă, care, cu siguranță, undeva nu, ceva nu-i convine. Ai făcut niște ofrande. Da, sigur să te-a prins din astronomul la biserică. Nu, dar la ciorba de burtă faci altfel, te duci, iei o ciorbă de burtă care nu s-aia ieșit, la rădăcina unui copac în noaptea, pe marți 13, te arunci ciorba la rădăcina copacului ca să... Deci eu când fac ciorbă de burtă acasă, așa? Jur, fiată, plec din astronomul la piață. Ați dus doar dămoasa și după aia, sunt așa, la 9 dimineața, știi? Și încep, spăl tot, curăț tot, pun apele la fier, așa. Încep, face 12, după 12, mai continui. Deci, ideea este că, ca să faci o ciorbă de burtă, trebuie să te ocupi toată ziua numai cu chestia. Deci, doar ciorbă de burtă. Stai acolo lângă ea, când pierzi, îl spumezi, stai acolo. Da? Și oricum trebuie să faci cantitate foarte mare. Dacă n-ai o oară de 30 de litri, nu faci ciorbă de burtă. Adică de-aia, bine, știi când te duci la restaurant și mănânci o ciorbă de burtă și nu prea are nici burtă, știi, spus, îți cheamă bucătarul, ba. Când vine bucătarul, niciodată nu-i foarte atent la ce... Nu mai poate vorbi, dacă așa e, da, e cu o băutură multă. Uite că s-a început să se... Nu, s-a mai durează. Nu, a început. Mai e un pic, da. Până fațele Alexandrei o să fiarbă de-a dreptul, așa. O să vă invit alături de noi să faceți următorul lucru. Ia. Aici sunt doi prieteni de-ai noștri, acești roboți de bucătărie, foarte triști. Am vorbit cu ea. Sunt verdea străilea cu Sofia. Sunt bunicii robotului Sofia. Am vorbit cu ei și vor neapărat să ajungă la voi.
Tot ce trebuie să faceți este să veniți la Iulie aici sau la colegele noastre îmbrăcate în galben și să luați albastră. Și colegele cu tutiu sunt acolo la înghețată, să luați taloanele de participare, să vă înscrieți și să introduceți taloanele unde Iulia în urmă. Bravo Iulia cu șapte roșii. Cum te cheamă? Tudor ai o înghețată din partea mea, că Iulia era atestă. Ai întrebat și cu părinții dacă are voie să mai numere. Părinții, a cât înghețată e la Tudor? Nu mai numără. Deci, are voie. Bun, deci Tudor, îți dau voie să te duci să iei o înghețată. Bun. După ce introduceți taloanele în urnă, să știți că la ora 7:30, mânuța norocoasă a lui Florin o să extragă două taloane. Și cele două taloane vor desemna și câștigătorii. Bun. Așa, ne întoarcem la turma de curte, la pașa. S-a făcut un pic... e destul de tare, poți. Okay. E la maxim, da. Cred că trebuie să avem doar răbdare. Între e ca la ciorba de multă, nu? Între sau chiar e ca la ciorba de multă. Acum am pește, da. Dar nu am să le mă dat. Nu își pasă cum arată. Nu face cum arată? Bine, vezi că nu cred că mai trebuie de șapte. Bun, verifică totuși. Acum fierte. Ne trebuie un pic de unt. Mai dă-ne un pic de unt, că am observat că domnul Florin a introdus unt la final. Uite. Oricum, noi... Să știi, când vrei putem să ne oprim aici, dar când vrei putem să ne oprim. Păi tocmai, da, trebuie să le mesteci un zi. Adică, ideea e că la pastele astea de râpulă, dacă le pierd prea mult, deja nu mai sunt prea mari, prea moi pastele. Eu nu mă bag la capitolul că trebuie să este. Eu doar am întrebat-o pe Alexandra cât de făcute sunt. Bun, îți place rețeta? Da. Bun, termine și tu rețeta ta, adică două până la capăt, exact cum a făcut și Florin. Da. Au gustat un pic din... Nu, din ale lui, din ale tale. Da. Că am văzut că ai gustat. Și sare, piper, ok? E ok. Ok. Păi atunci hai să oprim plita cu seducție, să-i oprim. Pune-i unt. Pune-i unt. Că uite la asta. Jumătate de pachet de unt. Jumătate, atunci trebuie să facem... Să facem mișcă atât. Nu, e ok. Dacă e deja înțință. Trebuie să înveți să se postez. Așa. Ai văzut bucătarii în bucătăria lor în care, de fapt, nu-i interesează dacă sare și tropește? E, aia vreau să faci. Știi cum se face treaba asta? Ai încercat vreodată? Ca la clătite. Ca la clătite. Pam, pam. Iată-te. Ăsta e un început. Iată-te. Deci, e învățat ce s-a stângat. Trebuie să fie cu săritură. Alex, arată-ne-o să ieși cu dreapta sau cu dreapta? Cu dreapta, așa va, așa se arată. Cu dreapta. Ia uite. Cu dreapta. Și tu ai făcut hambar. Încă nu. Nu mă pricepe. Nu mă pricepe. Ai făcut cu lași și jos, te zici în sus. Lași și jos, te zici în sus. Plăși, plăși. Gata. Plăși, plăși. Ca la clătite. Bun. Alexandra, cu paleta... Introdu în farfurie o porție serioasă. Stai un pic să te ajut. Scoate și pun aici pe tocător ca să... Ok? Scuze, regia, avem ceilalți doi participanți deja înscriși. Perfect. Bun. Alexandra, asta este... rețeta ta, ia hai să punem la comparație cele două parcuri, una lângă cealaltă. Uite, Florina mai a adăugat niște piperi. Păi, la aspectul tehnic. Ingredientele sunt aceleași, n-ai cum să... Știi care e secretul? Gândește-te așa, ingredientele sunt la fel, toate, ce ai avut-o, a avut și Florin, modul de preparare e la fel, practic... Acum ai și tu cinstit și vezi care e gustul, ce e al lipsirul Florin sau ce e la tine. Ai gustat? Ce vezi? Da. Adică bucură-te de rețeta ta. Aia era ideea. Că tu ai gătit-o. Îmi spune ale tale, așa cum să-ți placă, nu? Că ce-ți gătit? Îmi spune, e bine. La ce mai trebuie? Sare? La tine ce mai trebuie? Aici pastele sunt așa. El le face mai al dente. Pentru că în general pastele trebuie să fie un pic mai tare. Îți dau posibilitatea să-ți îngușe rețeta până la capăt. E sigur? Ai venit sigur aici?
cu soțul. Aia, poate, uite, gustă și el. Îl invităm să guste și pe el din rețeta ta, o dosă. S-a ascuns, s-a ascuns. A zis, lasă, lăsați. Gătiți dumneavoastră că știți. A plecat? Unde e? Nu, n-a. Verdeasă și după aia unde. Asta a fost ordinea. Și roșii. E important să avem mult sos în poveste. Să nu fie neapărat nevoie și să tot mănânci cu pâine, neapărat. Ca să întingi bine în pâine, da, acolo. Exact. Roșiile, după ce începi să se moaie, să le spargi. Pasate, da. Să le pasezi cât se poate acolo. Chiar tu mănânci iute, da? Da, da. Ok. Bun. Așa. Mă duce un pic în eroare faptul că tigaia lui Crunie e mai înaltă și pare că are mai mult tot, dar cred că și tu ai tot îndeajuns. Să vedem gustul, pare prietenos. Nu, 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 ia toată limba, mai trebuie să frici un pic, da. Să nu te frici. A, la, aici e mai, am uitat că nu înțelegeam de ce e mai cremos. Poezie. E, da, e o poezie, am mai gustat, știu. Este... El a pus deja și untul. El a pus untul, da, de-aia. Hai să mai amestecăm și să spărâmăm un pic roșiile. Exact, să, de fapt să scoatem coaja de pe pulpă. Voi așa mâncați tot timpul în bucătărie? Nu. Nu? Da. Nu-mi trebuie acum. Că nu pot vorbi. Vorbești tu bine. Da. Deci cât gustă domnul Doru Cătănescu după ureche, că e ascuns după ureche, să nu se vadă. Vine niște secrete. O să vă mai povestesc despre Bogdan, ce a adus aparatul ăsta care filmează 360 de grade și e stream chiar acum live pe ce pagină? Pe unde? Pe contul meu de Facebook. Pe contul tău de Facebook? Da, Bogdan, să mă văd. Pe Bogdan Brilinski. Cu niște Y, cu niște... Cu niște Y. Da. Hai să punem și noi... Bogdan... Are un pic lag, să știi. Are 40 de secunde. Da. Aha. Încă suntem la în transmisie, încă suntem la numele meu. Înțeles. Bun, hai să intrăm cu untul peste un pic să vedem toată povestea asta ca să se omogenizeze. Bun. Așa, ar mai trebui să adăugăm, nu, că și la Florin e cam la fel. Mă gândeam că poate mai e nevoie de ceva sos, dar nu, e bine. Ne-am mișcat bine și eu. Ne-am mișcat mișcat foarte bine. Sunt gata, am terminat pasturia. Tu ai terminat-o? Da, dacă vrei, uite, dacă vrei, cumva, vrem mărire de salarii? șeful? Da, cheamă-l pe șeful mai aproape și dăm la șeful să mănânce și tigaia asta. O pleca la șeful, plimbă copilul. La șeful o să pleca pe fiul. Are prunc proaspăt și... A fugit cu prunc. Nu mai e șefii tată deocamdată, nu? Bun. Florina a adăugat și când s-a omogenizat untul.